Iar în continuare discutăm cu Rodica Picireanu, prim solistă și regizor la prestigiosul Teatru Național de Opere și Balet Maria Bieșu. Dumneei va împărtăși cu noi experiența sa din cel mai recent turneu desfășurat în Spania, timp de o lună de zile. Îi spunem bun venit acasă și abia aștept să aflu cât mai multe detalii, mai ales că dumneavoastră sunteți o solistă cu renume. Iar ați participat la acest turneu în calitate de regizor, altfel, altceva. Bine v-am regăsit acasă și am mai avut această experiență ca regizor. Da. Și eu de obicei nu mă limitez doar cu regia. Interpretarea. Deci de obicei și interpretez. Am lucrat acum 4 ani în urmă, vreo câțiva ani așa buni. Și cântam și roluri principale și regie și făceam toate astea. Acum am fost invitată în calitate de regizor mai mult pentru că erau deja contractele semnate cu soliștii cu care colaborează doamna care ne, să zicem, ne organizează, da, impresar. Și dar eu am venit cu inițiativa, chiar și un rol mai mic, sunt gata dacă ceva, să nu mă plictisesc, să fiu așa. Rol mai mic, zic eu că e cel care mânuiește, regizorul este cel care reușește să... Nu, în privința interpretării, ziceam, pentru că sunt 2 roluri feminine, da, în Otello de Giuseppe Verdi. Desdemona renumita și mai este și un fel de companioană a ei, pe care am studiat-o și o cunosc și am propus, de ce nu, rol care de fapt îmi permitea să cânt în fiecare zi și să fiu ocupată, să nu stau doar cu, pentru că regia, mă rog, pornești, da, din start și trebuie să mai fii în caz de ceva se întâmplă în scenă, după aia închizi și cortina, faci mai multe chestii. Un turneu e un lucru mai deosebit de lucru de acasă. Dar cine v-a lansat această invitație în Spania și cum s-a desfășurat această călătorie? Cu această impresar, noi lucrăm deja de 10 ani. Și ea mai face schimbări, a mai conlucrat cu alți regizori și după aia, cunoscând că acum au participat și coriștii noștri. Așa. Deci, întreg colectiv de cor au participat și cunoscând dificultatea spectacolului, m-a invitat ca să organizez toate lucrurile începând de acasă. După aia am mers un pic, am lucrat cu soliștii de acolo pentru că erau foarte mulți începători chiar sau care poate nu încep cariera, dar pentru prima dată evaluează aceste roluri și Otello e un rol complex pentru tenor, ca și Desdemona, de fapt, ca și Iago, de fapt, sunt 3 roluri de cheie în acest spectacol care toată intriga o fac ei și sunt foarte complexe, foarte complicat de jucat în timp ce cânti și acest lucru l-am făcut organizând tot și am dat start turneului. Și ca de obicei primul spectacol este așa mai ca mai să meargă totul, da? Bine. Da, că trebuie să ții piept. Și dați să vă spun și o chestiune care e probabil istoric, practic e unica care s-a întâmplat la noi în turneu. Așa. După primul spectacol, eu deja la al doilea eram relaxată și le spuneam colegilor, sunt prea relaxată, îmi pare, nu prea îmi place această senzație, ceva poate să se întâmple când ești relaxat. Și vine solista principală care e un pic răcită. Așa. Și e pentru prima dată în acest rol și e pentru prima dată în acest turneu și o intră în scenă, primul duet și nu are voce. I s-a dus vocea. Ce să facem? Și este Rodica în spatele cortinei, care cunoaște acest rol pentru că eu acasă îl interpretez. Așa. Și am intervenit în spectacol, am început din culise să cânt în locul ei, dându-i curaj, poate o să ia foc și o să meargă înainte. Și primul act l-am finisat așa, toată lumea în șoc. Aici este exact fotografia din turneu care eu am intervenit deja ca Desdemona. Ca Desdemona. Deci în pauză noi am schimbat rochile. Domnișoara
vara doar mima slujnica, dar eu am cântat două roluri. Vai, uite ce înseamnă când ai o dublură, o dublură bună, da? Și care te poate întotdeauna salva din acest. Da, este un caz excepțional, de obicei nu prea se practică așa ceva, dar am intrat și în spectacol, adică eu fiind în scenă și fiind, de exemplu, în actul 4, eu sunt gătuită de soț, da? Și fiind deja moartă, să zicem așa, eu cântam și pentru mine și pentru aia și pentru... Deci a fost chiar ceva inedit, e o chestie care e ceva deosebit. Dumnezeu m-a înzestrat cu această memorie deosebită. Da, asta este foarte bine. Apropo, noi avem și câteva imagini. Avem și câteva imagini în interpretarea dumneavoastră pe care am vrea să le împărtășim și cu cei care ne urmăresc, așa că să vizualizăm un pic secvența pe care revenim la discuție, da? Frumos, asta este momentul, da? Asta este unul din momente. Da, practic este aria finală din actul 4, care este ceva dumnezeiesc, ceva așa foarte particular. Acest turneu sau odată cu acest turneu s-a făcut resimțită și reauzită interpretarea celor de la Maria Bia și de la Teatrul Național exact. De Operă, da? Nu a trecut nici de data asta fără mine. Asta este foarte bine, dar dumneavoastră ați fost în calitate de solistă și de regizor. Apropo, acum deja fiind în Chișinău, dumneavoastră vă sunteți antrenată și în calitate de regizor. Și da. Schimbați anumite piese care au fost deja puse montate, da? Și montate, da? Vreți să le dați alt suflu sau vedeți dumneavoastră altfel interpretarea și în general toată piesa? Da, aș spune, mereu este, să zicem, fluxul ăsta de generație diversă. Eu stimez montarea celor care au fost precedenți, care au montat spectacole extraordinare. Dar vorbim de Andreea Batistini, da? Noi vorbim acum așa. De diverse spectacole, okay. Da, pentru că Andreea Batistini oricum este, să zic așa, un pic mai modern, mai contemporan, da? Noi am avut spectacole puse de 35 de ani în urmă și publicul se schimbă. Cere o altă emoție în scenă, se pune accentul mult pe joc, pe cum arăți în scenă. Dacă observăm chiar în lume, spectacolele sunt făcute foarte, foarte mișcat, foarte, foarte drive, este drive-ul ăsta care te ține captiv. Sunt puse regii uneori exagerate de moderne, să zicem așa. Nu văd modernismul, totuși eu sunt, să zicem, cu școala academică, cu școala clasică, nu văd modernismul în faptul de a dezgoli artistul, de a face nud. Deci altfel poți să manifesti da, un modernism. Eu cred că, eu consider că arta de operă poate fi vie fără această nuanță. Foarte frumoasă discuție despre artă, despre frumos, mai ales că și v-ați întors recent dintr-un turneu care, într-adevăr, și-a lăsat amprenta asupra dumneavoastră și asupra chiar și a celor care au fost prezenți la spectacol. Păcat că noi nu am fost, dar în schimb avem posibilitatea să venim aici la Teatrul Național de Operă și Balet, Maria Bieșu, și să vă admirăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuție, sănătate și vă mai așteptăm cu reușite acasă. Mulțumesc și cu drag mai vin.